un om foarte bogat, neavând moștenitori, avocatul lui a început să liciteze toată averea. S-au strâns bogați din toată lumea, oameni care erau pasionați să vedem ce are bogatul ăsta de vânzare. Și-au vândut tablouri scumpe, au vândut obiecte de aur, bijuterii, toate felurile, cu prețuri foarte mari. Și la un moment dat a rămas acolo un violoncel. Amărât, cojit, corzile slăbănogite, râdeau toți de el. Și avocatul zice, hai să vedem ce violoncelul ăsta, de la cât se pune licitația. Și de la 2 lei. Cine de 2 lei? Atunci 3 lei. Și râdea acolo și majocurea. Au luat violoncelul, început să-l bată, ca la tobă, știi? Uite că sună bine, zicea. Și râdeau toți. Gata, 5 lei. Și tot așa licitau numai în majocură. La un moment dat intră pe ușă un domn elegant, frumos, stă și se uită și îi auzea cum râde și la un moment dat se ridică în picioare, se duce în față și îmi dați voi inima puțin. Ăsta ia violoncelul, îl șterge frumos de praf, îi acordează corzile, le întinde și arcușul. Și când începe să cânte, toți oamenii au amuțit prima dată și când au terminat, toți erau în lacrimi. Și acum a zis și avocatul, hai să continuăm de citat. Și unul strigă, un milion, altul 5 milioane, altul 10 milioane. Și toți au stat un pic, 30 de milioane s-au vândut violoncelul. Și au început să se întrebe, măi, ce-a schimbat valoarea violoncelului? Păi zice, mâna maestrului. Acum, ce vreau să spun cu asta? Fiecare dintre noi suntem într-o lume care spune, tu ești de 2 bani, tu nu valorezi nimic. Mai râde de tine, mai te mai bate, așa ca să te bajocorească. Atunci când ți-ai pus viața în mâna maestrului ceresc, el îți arată adevărat. Și unirea noastră cu Dumnezeu, tocmai asta e. Când venim și ne unim cu Hristos, noi avem o valoare inestimabilă. Nu poate pământul ăsta să cumpere valoarea sufletului tău cu nimic. Dar numai atunci când ești în mâna lui Hristos. Câte vreme suntem singuri sau în mâna lumii ăsteia, suntem toți de 2 bani, de 5 bani. Haideți să rugăm pe Hristos să ne ia în brațele Lui și să ne curețe El, să ne acordeze El, să cânte El împreună cu noi, ca să putem cânta și noi împreună cu El în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.